Premierul Viorica Dăncilă a făcut ieri public proiectul primei rectificări bugetare pe 2018, rectificare ce aduce un plus de aproape 6 miliarde de lei. Sănătatea, educația, agricultura și transporturile sunt patru domenii care primesc cei mai mulți bani. Sănătatea, domeniul prioritar în viziunea noastră de guvernare, a beneficiat de o suplimentare consistentă de 891 milioane lei, cea mai mare parte din această sumă fiind alocată pentru achiziția de echipamente medicale. Pentru educație, al doilea domeniu prioritar din programul de guvernare, am repartizat o sumă suplimentară de 178 milioane lei. În domeniul agriculturii, unde am inclus și Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară, am alocat o sumă suplimentară de 185 milioane de lei. Subliniez însă că am prevăzut în buget o sumă de peste 110 milioane de lei pentru combaterea și eradicarea pestei porcine. Șefa executivului a dat asigurări că în urma rectificării sunt asigurate integral și sumele necesare pentru plata pensiilor și salariilor până la finalul anului. Pentru a risipi toată zvonistica întreținută artificial privind banii de pensii și salarii, vreau să vă spun că în urma rectificării sunt asigurate integral sumele necesare pentru plata pensiilor și salariilor până la finalul anului. Îi rog deci pe pensionari să țină cont de datele oficiale prezentate de guvern și instituțiile abilitate și îi asigur că pensiile pe care tocmai le-am majorat au acoperire integrală în buget. Administrațiile locale au primit și ele o suplimentare de peste 1 miliard de lei după ce mai mulți primari din țară s-au plâns că nu le ajung banii pentru cheltuieli. Ministerul Transporturilor a primit și el bani în plus, la fel cel al internelor, dar și fiscul pentru modernizarea sistemului informatic. Cine nu a cheltuit însă banii avuți la dispoziție, i-a pierdut. Astfel de rectificare negativă, mai mare de 10 milioane de lei, au avut parte Ministerele Economiei, Energiei, Afacerilor Externe, Ministerul Turismului și Ministerul Apelor. Tăieri de fonduri au fost și la SRI, SIE, STS, SPP și Administrația Prezidențială. Rectificarea bugetară ar urma să fie adoptată de guvern la mijlocul acestei luni.